Vineri dimineața, prima etapă din campionatul național de motociclism în viteză. Prima etapă pentru că campionatul național nu e MotoRC. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu motocicleta, dacă merge, pentru că Florin a zis că a făcut-o. În prima intrare mergem încet, vedem cum e circuit. Spre deosebire de MotoRC, o să avem două curse în weekendul acesta și intrăm oricum la două categorii. Ziceam că ideea e că dacă nu ieșim primii neapărat în cursă, putem să fim primii la naționale. Adică dacă termin pe locul 4 și sunt primul la naționale, teoretic o să fie locul 1. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faceți, domnule? Zâmbărici. Uite, beau o cafea. M-am săturat de muncă, acum mă odihnesc, gata. Da, sunt deja în pauză. Am muncit, gata, acum tot weekendul sunt în pauză. Sper să nu facă unul o surpriză. Eu nu o să reușesc să intru aici de ambulanță. Aolo. Nu, serios, nu brachează. Și așa și trebuie, să nu brachează. Păi vin cu spatele, nu, totuși. Nu, că mută, o să o pun aici. Dacă nu vin cu spatele, îl pun de alături și intru. Așa, așa. Vezi că ți-am pus frâna și ți-a spus și mie cum ai reușit să încingi plăcuțele de frână pe spate la motocicletă. Am reușit să le încing? Aha, la aia altă. Poate îmi spui și de ce ai căzut. La care? Când ai căzut data trecută. Le-am încins, păi le-am folosit. Păi da, dar tu asta ai făcut. Tu le-ai folosit sau încins și cred că ți-a influențat tot acolo când ai căzut. Eu n-am văzut atunci, dar am văzut acum. Și când am dat plăcuțele fierte, mi-am dat seama că te-ai abuzat de frâna de spate și când abuzezi de frâna de spate în acul de păr, te pun să muncești sau acu de păr, dacă mai e cu frâna de spate, ai înțeles? Și tu ai făcut acolo de ai căzut. Păi acolo încercam să câștig. Păi n-ai ce să câștigi cu frâna de spate până acu de păr, niciodată nu pui frâna de spate. Pentru că nu-ți mai închide motocicleta. Ai zis un pic cam târziu, asta îmi pare rău. Păi da, nu mi-ai spus ce vrei să faci. Și atunci să nici nu cădeai. Să mai tare. Păi da, dar eu ți-am explicat. Deci nici am început bine ziua și așa mă ceartă. Că de ce folosesc frâna de spate? Că de ce merg cu ea apăsată? Că nu trebuie să folosesc pe ace de păr. De asta înceapă cu asta, cred. Folosești frâna de spate, dar nu pe ace de păr. Ce viteză ai, că 164 am văzut în bord. Da? Bun. Mai are? Nu. Ce mi-am văzut eu la tine? De ce mă duceți pe linia dreaptă la interiorul liniei drept? Tu ești undeva la jumătate. E bine, dar se poate și mai lat. Înțelegi? Ca să fac bucla înainte, ca să fac frânarea. Da, dar vezi tu, deci când tu te duci și pleci de la interior și stai pe jumătate și o faci iar și o faci iar, tu lungești linia. Scurtează linia. Încearcă, vezi că pe partea asta la altă ieși directă de la interior la exterior la linie dreaptă, toată trebuie să urmezi. Aia cu înclinatul așa era la 600 și dacă ați dat turație la motor. Dar eu vreau la motoarele mici linia cât mai dreaptă, cât mai scurtă, adică cu cât o faci așa, cu atât ai lungit și ai parcurs o distanță mai mare. Și voi la fel, da, veți ce căuta la interior, nici la jumătate. Veniți pe diagonala liniei, da? Și stați acolo și luați în viteză și băgați-vă și faceți poziția și faceți rotația de trunchi. E o centralină prin care merge traction controlul. Înțelegi? E o piesă electronică. Toate merg traction controlul, merge tot prin ABS. Ce mai spune? Întoarce-vă un cauciuc, mai dăm 10 cai la un om care nu știe decât să strice motoarele. Că el testează frâne unde nu trebuie. Ce mi-a dat de lucru de două weekenduri, lucrez non-stop. Ce bine că eu meritez videoclipurile. Păi poate le las și pe astea. Pe cine a stricat motorul? Pe cine? Oare? Păi vrem să mergem tare sau să mergem 50? Păi bă, una e când mergi tare și alta e când faci experimente când nu trebuie. Faci experimente întreg day-uri, în antrenamente, nu faci în curse, în competiție experimente. Dar nu în curs am căzut. Nu, dar era curba o competiție, era într-un antrenament de competiție. Faci experimente când venim o zi să testăm ceva. Cum poți să câștigi o luptă cu omul ăsta? N-ai cum. N-ai cum. Trebuie să le zicem oamenilor ce înseamnă și asta. Adică 42. Lungim un pic călcătura, dăm un top spin mai mare, facem motocicleta un pic mai blândă, să lungește în același timp. Da, și o să trebuiască să mai întărim și amortizorul de spate. Ce am văzut eu că am stat sporoată, domnul. Și chiar vă rog, insistent, să nu mai stați sporoată așa că pierdeți o secundă pe linie dreaptă. Știu, încercam doar să schimb poziția la ieșirea din viraj. Făceam okay, teste. Bine. După care am avut două intrări. Am încercat să acopăr cât mai multe ture de circuit pentru a prinde cât mai multă experiență cu motocicleta și efectiv cu circuitul în sine, pentru că mai aveam mult de învățat. Și nu în ultimul rând pentru a testa zonele de frânare, de accelerare, viteza în viraj și tot ce e de dezvoltat, pentru că încă suntem la nivelul în care suntem începători, mergem destul de încet și putem mult mai mult. Dar se pare că problemele de la etapa trecută nu ne-au lăsat nici acum. Am avut probleme cu treapta a treia, care trece foarte greu între a doua, apoi din 5 în liber și încă câteva momente în care dintre a 4 în loc să intre a 3 intra pe liber. Eram niște riscuri la care ne supuneam atât eu cât și echipa. Puteam să cad foarte ușor din nou în virajul de dreapta, unde am căzut deja, puteam să cad la sfârșit de linie dreapta la viteză foarte mare sau pe încă 2-3 viraje pe circuit. Totuși încercam să nu se întâmple asta pentru că motocicleta trebuia să fie funcțională pentru a doua zi. Aveam o cursă sâmbătă, încă o cursă duminică, iar la mijloc era vorba de campionatul național pe care trebuia să-l câștigăm. Iar dacă lipseam două curse nu mai aveam nicio șansă. Comparativ cu data trecută erau două lucruri care mă necăjeau foarte tare. Faptul că nu reușeam să trec între a 3 la
timp și rămâneam cu motocicleta între a patra pe un viraj de a treia. Nu e neapărat un capăt de lume, dar faptul că nu mai ai felul de motor pe care o aștepți tu și faptul că nu mai ai aceeași ieșire te face să pierzi destul de mult timp inutil. Și încă o problemă la capăt de linie dreaptă, în care din nou motorul sărea dintre a șasea, între a cincea și apoi pe liber. La fel rămâneam fără frână de motor la peste 200 km la oră, acolo riscurile erau un pic mai mari și era posibilitatea de a ieși direct în câmp, unde la 200 la oră nu mai rămâne nimic din motor și șanse mari să nu mai rămâne nimic nici din pilot. Am încercat apoi câteva teste împreună cu Florin și cu echipa pentru Blipper. Am mers pe presiunea mai mică, pe presiunea mai mare, pe timp mai mic și timp mai mare, să vedem cum reușim să programăm Blipper-ul pentru a schimba treapta exact cum trebuie. Dă Blipper-ul înapoi, te rog. Înapoi, nu? Da, te strag mai tare în el. Deci e o problemă, îl dimerez greu până îl setez. E ok. Și te dau cum a fost, da? Da, te rog. Evident, cu încă două intrări pe circuit, neul de față a început deja să se degradeze. A început să aibă aderență scăzută și să nu mai reușesc să mai închid virajul la ieșire. Tocmai de asta pierdeam câteva zecimi la ieșirea din câteva viraje, pentru că nu reușeam să fac motocicleta să închidă virajul. Se simțea comportamentul acela subvirator în care motocicleta nu vrea să meargă unde vrei tu. Rezumatul zilei de azi până acum după două intrări, 1.49.5 și 1.50.5 fără traction control. Traction controlul se presupune că merge, avem și Blipper, avem și traction control, avem și quick shifter. Ne pregătim pentru două curse absolut incendiare. Azi mai avem o intrare să vedem dacă se simte mai bine motorul cu un pinion de 42 de dinți pe spate, comparativ cu 43. Teoretic ar trebui să avem un pic mai mult top speed, dar nu mai avem aceeași putere pe viraj și vedem cum compensează. Mai avem încă 45 de minute până la următoarea intrare. Guma de față e absolut groaznică. Are deja o cursă, un weekend întreg cu a doua cursă și deja o să ia al treilea weekend cu o gumă de față alunecă, derupe. Dar ideea e că în momentul în care chiar încerc să închid virajul, motorul nu permite asta și toate ieșirile sunt absolut groaznice. Ideea e că în momentul în care n-am traction control nu pot să stau full gaz pentru că ar trebui să am o gumă foarte bună și pe spate să stau așa. Altfel gumă de spate alunecă. De ce ai spărat, Alex? Nu mai sunt. Cât ai scos azi? 2.15. Da, da. Bravo. Tu, Vlad? 2.18. Cu piciorul ăla. De fapt, am mai multe viraje care le-au prost. La unul mă impresionează de cât de prost. După primul act de păr, șicana, știi? Da. E, șicana aia, apuc ca să schimb două viteze până între a patra. Schimb accelerația la 3 sferturi, cumva, știi? Nu iau 3 în gaz. Cred că aș lua mai bine dacă n-aș mai băga 4 acolo. Să nu te gândești că dacă ai puterea, acum mergi mai tare. E greșit? Puterea te sperie. Puterea când îți vine să scazi 3 secunde numai din putere. Dar în rest să mergi la fel de tare. Pentru că tu viteză pe viraj nu vezi cu motorul care merge tare. Pentru că vei lua mâna din gaz și te vei obișnui să ai ieșire. De aceea trebuie motoare de genul ăsta să înveți să mergi tare, să stai tare, tare, tare pe viraj înclinat, să înveți tehnică și când ți-o veni motor de power să plece pe linia dreaptă rachetă. Ce zice aici minte? Ce mă? Tu știi cel mai bine că tu ai făcut așa. Ai început cu de la slabe și când ai luat BMW, i-ai rupt în două. Pe care slab? Că am început cu Big Bang. Păi da, dar comparativ cu BMW-ul e vorba de 20 de cai între ele. Are și la un jur de 180 de cai. Că și ăsta are 200 de 206 când era nou la roată. După ce l-am făcut, când fac motorul, prima oară e 206. După aia mai pierd. Dar oricum e un motor foarte power. Trage da, oricare altul, să vezi că nu trage gaz. Iar la treilea antrenament nu aveam altceva de făcut decât să îmbunătățesc zonele în care știam că pierd destul de mult timp. Încerc să îmbunătățesc perioadele de frânare pentru a mă pregăti de cursă și să încerc să deschid gazul un pic mai repede, așa cum puteam, cu ce gume avem și cu ce condiții aveam atunci. Lucram la trasă, la frână, la poziție, la lucruri minore pe care știam că pot să le îmbunătățesc cât de cât.
E prin stanță că s-o cei. Nu s-a stins, hai că arde. Uite acolo e fum. Uite-l. Mai dă, bagă. Nu mai are. Nu mai are? Nu mai are. Întoarcem să vedem dacă e de sub. Iade, dacă poți. Vezi de sus să nu fie. Hai să ajutăm un pic. Mai bagă un pic mâna cu el. Hai să ajutăm, că n-am cum. Partea aia la tine mai este fum, ceva? Nu. No. Nu, no, nu, no, suntem în regulă. Ține tu mofereta. Hai tu cu mine să mergem la... Hai să mergi bine? Da. Gata și ultimul antrenament de pe ziua de azi. Din păcate nu s-a terminat așa cum am vrut, pentru că ăsta e motorul. Am avut o mică bubă, o mică mare bubă, pentru că motorul nu arată deloc bine. E destul de praf. Ideea e că eu sunt ok. Cotul e un pic lovit, echipamentul e rupt. Dar ăsta e ultimul antrenament. Mâine avem direct calificări și nu știu ce facem cu motorul așa. Cursă, după aia duminică, iar cursă. În mare parte motorul arată absolut groaznic. Codița ruptă, tobă ruptă, carenă ruptă, semighidon drept, care ne față. Să sperăm că nu e și janta atinsă și furca de față, pentru că ne interesează cel mai mult. Alea destul de scumpe. Am făcut un low side, am căzut pe dreapta. Aici efectiv e zgâriat, aici e zgâriat, aici e zgâriat. Toate protecțiile pentru motor și-au făcut treaba și-au protejat efectiv propulsorul. Problema e că azi e vineri, e ora 17.38, mâine la 8 avem calificări. La calificări nu o să fie deloc bine, pentru că dacă nu facem motorul ăsta, avem un motor de rezervă care e în rodaj. Motorul în rodaj nu putem să tragem de el. Mâine avem două calificări și o cursă. Și motorul arată așa. Not gonna make it. Aparent, ăsta e motorul de schimb. Să sperăm că o să meargă. Ideea că e în rodaj. Dacă motorul ăsta din rodaj nu merge bine, weekendul ăsta s-ar putea să pierdem 4 cupe, ceea ce nu e deloc amuzant. Dacă mâna mea dreaptă o să fie ok, atunci zic că avem șanse la victorie. Ideea e că motorul ăsta e mai brutal decât cel pe care l-am eu. Trebuie să am și mai multă grijă, pentru că deși avem număr 27 pe el până acum, nu ne-am dat deloc. Dacă plecăm din prima linie în curse, eu zic că avem șanse la victorie și asta e tot ce contează. Una dreaptă s-a umflat un pic, antiinflamatoare, spray și multă gheață și până mâine ar trebui să fie tot ok. Florin, deși nu pare chiar supărat pe mine, dar o să-i treacă. După victoriile de mâine, eu zic că o să fie tot ok.